one feature of the game is causing concern today. It's called a lure. It's supposed to bring these virtual critters to your exact location. Unfortunately, somebody with evil intent could also use a lure to draw you into a trap. Nu a fost lansat de mult timp în România, însă jocul pe telefon Pokémon Go a prins deja o mulțime de adepți. Jocul presupune capturarea unor mascote virtuale, iar pentru asta jucătorii trebuie să se plimbe în întreg orașul. Pare amuzant, însă la nivel mondial, din cauza jocului, mulți și-au pierdut viața ori s-au rănit grav în goana după Pokémon. Asta pentru că au fost victimele unor accidente rutiere, ori n-au fost atenți la obstacolele din oraș. Acest joc se joacă doar în momentul în care sunt în siguranță, mai exact într-un spațiu special amenajat unde sunt supravegheați de adulți. Este foarte important să fii atent la traficul rutier, să nu sară în mijlocul șoselii după aceste marionete care trebuie prinse. Este foarte important să se asigure temeinic înainte de a traversa strada și, evident, să traverseze doar pe culoarea verde a trecerii de pietoni. Psihologii atrag și ei atenția asupra dependenței care o poate provoca acest joc. Din nou, părinții trebuie să aibă grijă de cei mici și să nu-i lase să abuzeze de acest joc. Dar ce se întâmplă atunci când chiar părinții încep să se joace? De cele mai multe ori, modelele comportamentale ale adulților sunt modele pentru copii. Trebuie să fim atenți cât dozăm. Vedeți, adulții sunt mult mai responsabili decât copiii. Dacă adultul știe că poate să se joace o oră și să întrerupă, un copil nu știe să-și dozeze timpul, să spună ok, după o oră spun stop. Atenție, părinți, cât îi lăsați să se joace, atenție, părinți, cât îi lăsați să interacționeze cu jocul respectiv, pentru că poate da dependență comportamentală. În doar câteva zile de când jocul a fost lansat în țara noastră, aplicația are peste 10 milioane de descărcări.